E vorba de un trandafir în cântec, nu-i așa? E vorba de un trandafir. Mulțumesc, domnule Petre Roma, vă mulțumesc. Da, dați voie să ofer. Cu siguranță, da. Este un moment important. Mulțumesc, iubire, mulțumesc. Ce frumos. Vă invităm să luăm loc, pentru că mai avem multe de povestit. Foarte frumoasă piesa și foarte frumos și clipul. Felicitări, Silvia, chiar foarte frumoasă melodie. Am și dansat. Dar dacă tot s-a întâmplat așa din aurie, vine următoarea întrebare. Cât de des vă oferă domnul Petre Roman flori? Au, ce întrebare grea. De fiecare dată când simte. Și cel mai drăguț moment este când suntem pe munte și găsește floricele pe sus, vine cu ele așa, le adună și vine cu ele așa în mână. Și flori de câmp. E un moment tare așa delicat, așa că mă sensibilizează. Mie îmi plac toate florile, dar florile de câmp și mai ales adunate de flori de câmp de munte. Da. E un gest extraordinar din partea unui bărbat să adune florile, să facă buchetul cu mâinile lui. Cu mulți ani în urmă am urcat pe munte undeva de la Bran și când am coborât erau flori foarte frumoase așa de, și am tot adunat și s-a întâmplat că ea a venit să mă ia, să-mi vină în întâmpinare ca să mă ia de acolo și eu strânsesem florile și atunci a fost momentul cel mai frumos de care ne amintim amândoi când i-am dat florile și ea m-a și fotografiat. Da, nu știu unde e poza asta. Da, e undeva. Acolo, între miile de poze, că ați adunat ceva. Da, mii de poze, uite. E una frumoasă. Nu ne mai putem bucura de ele așa cum o făceam altă dată. Să știți că... Pentru că sunt foarte multe. Noi suntem curioși să aflăm care este secretul unei relații atât de frumoase și nu sunteți de 17 ani împreună, da? Da? Atâta sunt? Am numărat noi. Am numărat noi, am făcut noi în calcul. 17 ani. Care e secretul? Eu te zic. Dau cuvânt. Hai să vedem. Secretul este, cum cred că vă așteptați, este iubirea, sentimentul ăsta care acoperă toată omenirea, tot ce e umanitatea, fără de care lumea n-ar fi. Așa, când, chiar când sunt și momente mai complicate, nu? Ca orice lucru care se întâmplă în viață, cu iubirea ești mai departe foarte, foarte frumos. Lucrurile se așează întotdeauna până la urmă, așa cum e frumos și bine. Și totuși mă gândesc că există și neînțelegeri în relația voastră. Cum treceți peste aceste neînțelegeri? Tocmai am spus. Apropo de... Ce ați întrebat mai devreme și de următoarea întrebare, comunicarea este foarte importantă pentru mine. Comunicarea și unul dintre parteneri e bine să fie mai înțelept. să o dobândească în timp, dacă să lucreze la treaba asta, pentru că eu cred că orice se poate rezolva când vorbești, când spui lucrurilor așa pe nume, cum se spune, da? Pentru că așa e, dacă nu spui un lucru, acel lucru nu există. Dacă ceva nu e spus, nu există, clar. Și atunci... Un mare prieten de-al meu, un mare profesor, academicianul Tudorel Postolache, Dumnezeu să-l odihnească, avea această vorbă memorabilă pe care eu am repetat-o în multe conferințe internaționale. Ce nu-i spus, nu există. Corect. O vorbă bună de urmat în viața asta. Da. Așa este. Silvia, am o curiozitate. Domnul Petre Roman este un om deosebit de cunoscut la noi în țară. Ți-a fost greu din punctul ăsta de vedere la începutul relației? La începutul relației mi-a fost greu din multe puncte de vedere. Mai ales dintr-un punct foarte greu de trecut, peste care am trecut, sigur, răutatea oamenilor și acea răutate repetitivă, adică asta a fost greu, nu altceva. Eu aș povesti. Nu, altceva nu, pentru că atunci când ești lângă cineva și formezi un cuplu cu cineva, ai format acel cuplu pentru că te-a unit ceva adevărat.
dacă nu, înseamnă că nu mai ești cu persoana aceea sau relația nu rezistă. Eu sunt o tipă, o fire foarte conservatoare și sunt foarte, foarte fidelă. Deci într-o relație eu sunt până la moarte cu alesul inimii mele. Dar e adevărat. Mai... Da, e adevărat. E adevărat. Dar asta a fost greu. Dar vă spun asta a fost eu, foarte greu pentru că m-am luptat cu răutatea adevărată. Și cu... Spuneți, domnule. Din ziua în care noi a devenit publică, suntem împreună și am devenit împreună, stând împreună. Ați oficializat din ziua aceea, bineînțeles că s-a declanșat o presiune mediatică uriașă. Și atunci un foarte bun prieten de-al meu, care, francez, care avea o bună cunoaștere în sensul ăsta, zice, trebuie să rezistați la această presiune, o să fie, ca întotdeauna în presă, o să fie o zi, două, trei. Bun, știți câte zile au fost de presiune mediatică? Da. 56. Wow. 56 de zile. 56 de zile la rând am fost temă pe prima pagină și pe a doua și pe a treia. Da. Și după asta m-am întâlnit întâmplător cu un ziarist foarte mare, Ion Cristoiu. Și am spus, zic, domnul Cristoiu, uite, domnule, ce am pățit. Și el zicea, să vă spun două lucruri. Întâi, cred că nu erați conștient cine sunteți în memoria românilor. Și în al doilea rând, cel mai important este că doamna Silvia, pentru care am o admirație uriașă, este că a rezistat acestor 56 de zile. Este extraordinară presiunea asta și e un lucru foarte dificil. Ea a avut și, adică pentru Silvia a fost foarte greu. Ce contează după... Și nu numai pentru mine, dar și pentru cei dragi ai mei, că și acolo s-a extins treaba. Și pentru mama. Pentru mama că presiunea mediatică a căzut și asupra mamei. O să vă povestesc o chestiune foarte, așa, pe scurt. Și asta am aflat-o după ce mama mea n-a mai fost în viață. O verișoară de-a mea mi-a povestit. În perioada aceea, când la început, în cele două luni... scandal. Așa. Mama n-a fost de acord, ea nu a vrut asta și a făcut un pelerinaj în nordul Moldovei, la mai multe mănăstiri. Se ducea din mănăstire în mănăstire și plângea. Nu mi-a spus mie, i-a spus verișoarei mele, Viorica, de la... Am o verișoară mai mare ca mine, pe care o iubesc foarte mult, de la Reșița. Și i-a spus că la un moment dat a ajuns la o mănăstire după recomandarea unei prietene și acolo era biserica goală, era mănăstirea goală, nu era nimeni. Era o ora dimineții destul de matinal așa și răsuna așa toată rugăciunea ei acolo și a intrat un preot, un călugăr. Na, mama n-avea de unde să știe cine este acel preot, poate că era starețul, poate că era un preot care slujea acolo, asta nu știu. Și a întrebat-o, dar de ce plângeți așa? Uitați, am un mare of pe suflet. Și i-a zis, veniți la altar și stați în genunchi și vorbim. Așa se face, știți că se vorbește cu părintele oriunde. Și i-a spus și preotul respectiv, la sfârșit, a mângâiat-o și i-a spus, nu aveți niciun motiv să mai plângeți și să mai faceți asta. Nu vă mai chinuiți, mergeți acasă, pentru că este soarta ei și dumneavoastră îi faceți mai mult rău. Dacă dumneavoastră vă rugați ca ea să plece, să se desprindă de persoana respectivă, nu este, este contra divinității. Ce trebuie să se întâmple. Se pare că acel părinte avea o clar viziune, avea ceva, din moment ce i-a spus așa ceva, că nu e cu de-astea, cu deschis cărți și cu prostii de-astea, că noi n-am avut lucruri de-astea în familie. Mama era foarte credincioasă. Destinul și-a urmat cursul firesc, 17 ani împreună. Apoi, și nu mi-a spus niciodată, deci ea nu mi-a spus acest lucru niciodată. Mi l-a spus verișoara mea, când ne-am întors de la mormântare de la Constanța, a venit cu noi cu mașina și atunci mi-a mărturisit și a fost așa ceva, wow, adică... Noi vă felicităm pentru puterea de a trece peste cele 56 de zile, numărat de domnul Petre Roman, de presiune mediatică. Da, Dumnezeu te întărește, că
cum nu, era vorba aia, dragostea învinge, s-a cerut o mare, da, te face mai puternic. Mulțumim tare mult că ne-ați vizitat astăzi. Și noi mulțumim pentru invitație și sper să ne mai revedem, adică mai des, ca să nu mai existe. Nouă ne face mare plăcere să fim cu voi. Distanțe așa lungi între noi. Mulțumim. Și noi vă mulțumim.